8 miliarde de ambalaje reciclate pe an. Aceasta este ținta sistemului de garanție returnare inițiat de Ministerul Mediului. Pentru acest lucru, România are nevoie de mai multe fabrici de reciclare a acestor deșeuri. Eu personal îmi doresc ca aceste resurse extrem de importante să fie procesate în România, să nu fie exportate în alte țări, pentru că ele vor genera locuri de muncă, vor genera investiții și oportunități pentru mediul de afaceri. În acest context a fost lansat ghidul de finanțare al programului Fabrici de Reciclare. Am trimis la monitorul oficial ordinul de ministru, prin care ne propunem să finanțăm cu 220 de milioane de euro, respectiv 1 miliard de lei, un număr aproximativ de 26 de fabrici de reciclare, pe care urmează să le finanțăm într-un procent care poate atinge și 75%. Așadar, 25% capital al beneficiarului, 75% finanțare pe care o va acorda Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin administrația Fondului pentru Mediu, bani din PNRR. În cadrul programului pot fi obținute finanțări cuprinse între 500.000 de euro și 8,4 milioane de euro. Cele 26 de instalații de reciclare a deșeurilor propuse prin PNRR vor fi construite și puse în funcțiune până pe 30 iunie 2026.